Urmarea imaginilor difuzate în spațiu public, la solicitarea echipei de conducere a Ministerului Sănătății, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Călăraș au efectuat un control la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești din județul Călăraș, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. Inspectorii sanitari au constatat nereguli privind asigurarea în centru a condițiilor igienico-sanitare, dar și alimentației. De asemenea, spațiile de cazare ale beneficiarilor, precum și sălile ocupaționale, sunt supraaglomerate, iar cadrele medicale nu colectează corect și nu etichetează recipientele pentru deșeurile medicale periculoase rezultate din activitatea medicală. Mai multe informații despre controle și amenzile aplicate ne furnizează directorul Direcției de Sănătate Publică, Cezar Rădulescu. Am înțeles că ați efectuat controle la centrul din Plătărești. Spuneți-ne câteva cuvinte. Da, urmare a imaginilor difuzate în spațiul public, la solicitarea echipei de conducere a Ministerului Sănătății, inspectorii sanitari din cadrul DSP Călăraș au efectuat un control la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatric Plătărești din județul Călăraș, care se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. Inspectorii sanitari au constatat nereguli privind asigurarea în centru a condițiilor igienico-sanitare, dar și a alimentației. De asemenea, spațiile de cazare ale beneficiarilor, precum și sălile ocupaționale, sunt supraaglomerate, iar cadrele medicale nu colectează corect și nu etichetează recipiente pentru deșeurile medicale periculoase rezultate din activitatea medicală. De asemenea, și la aprovizionarea cu apă este o problemă. Dânsii nu au mai încheiat un contract de monitorizare a calității de apă potabilă. În urma acestor controle au fost aplicate amenzi și dacă da, cui? Da, în urma controlului au fost aplicate amenzi. Șeful de centru a primit amendă în cuantum de 3.000 de lei. Asistentul medical care era pe tură în acel moment, asemenea, 3.000 de lei și domnul administrator 1.600 de lei. În momentul de față mai aveți în derulare controle la centrul din Plătărești? Inspectorii sanitari în continuare verifică o serie de acte. Concluziile finale ale acțiunii de control se vor comunica zilele următoare și se va stabili dacă se mai impun și alte măsuri suplimentare.